Am promis telespectatorilor noștri că în emisiunea de astăzi vom vorbi despre intervențiile laparoscopice. Intervenții foarte importante. Am mai discutat și cu managerul spitalului, Marc Adrian. Vor să pună și ei la punct acele săli unde se va putea opera laparoscopic. Iată o tendință care a ajuns și la noi. Practic, printre ultimele, să zic așa, ultima treaptă a evoluției medicinei în materie de intervenții chirurgicale, aceste intervenții laparoscopice. Avantajul lor, l-ai sublinat mai înainte, este intervenția mult mai puțin invazivă, mult mai ușor se recuperează pacienții, mult mai ușor se reintegrează în viața socială. Așa este. Și țin să menționez faptul că laparoscopia, așa cum îi spune numele, reprezintă o metodă de tratament prin care se manevrează de la exterior instrumente într-o cameră de lucru. Ea este o metodă care a fost prima dată descrisă de către urologi și ulterior ei au dezvoltat metoda prin care cu ajutorul unei camere poți vedea și poți să mărești imaginea din interiorul burții. Țin să menționez totodată faptul că laparoscopia necesită un antrenament din partea chirurgului și trebuie să ai o anumită experiență ca să poți să o desfășori, mai ales intervențiile care sunt de o complexitate importantă. În spitalul unde lucrez, în Cluj, actualmente avem săli de operații bine dotate cu turnul de laparoscopie, cu posibilități de a desfășura intervenții de foarte bună calitate în măsură avansată. Tehnica în chirurgia laparoscopică este în continuă dezvoltare, este important să ai aparatura necesară, dar de asemenea este foarte important să ai o colaborare cu casa de asigurări, să poți să ajuți pacientul, instrumentele propriu-zise fiind de o valoare mai ridicată. Și există această... Există. Colaborare există. Cu în Cluj cei există. De la casă, da. Și deci operațiile, da, sunt suportate de casa, da, de deci asigurări. În Cluj există acest lucru și sunt bucuros ca să îl menționez. Iar sătmărenii care, de exemplu, ar ajunge la asemenea tip de operații, pot beneficia și ei de colaborarea cu casa sau... Da. Da, sigur, cei care optează să fie tratați în alt județ pot să beneficieze, este dreptul pacientului de a-și alege locul unde trebuie să-și facă, unde dorește să fie tratat, și casa de asigurări din județul respectiv are obligația ca să deconteze tratamentele, de exemplu, din alt județ. Da, iată, stimați telespectatori, veștea bună este că aceste intervenții pot să fie făcute și cu sprijinul casei de asigurări, deci nu sunt costisitoare. Avantajele despre care am mai vorbit sunt evidente. O să vedem și niște imagini cu acest tip de operații. Imagini pe care o să le comentăm, ca de obicei, domnul dr. Marius Fodor vine foarte bine documentat cu imagini pe care le și explică. Este foarte important pentru un bolnav să știe și ce fel de afecțiune are, dar și cum se intervine asupra afecțiunii respective, care sunt pașii, care sunt etapele prin care se trece pentru a se rezolva problema de sănătate. Să vedem imaginile pe care le avem pregătite. Da. Sunt... Deci chirurgia laparoscopică este introducerea, da, acestui tip de intervenție. Da, prima imagine ține să sublinieze importanța acestei chirurgii. Sunt doi pacienți operați pentru aceeași afecțiune, o problemă la nivelul colonului intestinului gros. Unul operat prin metoda clasică. Din stânga imaginii, da, cum se, le aveți dumneavoastră pe micile ecrane. În care se vede tăitura la nivelul burții destul de extinsă, pe aproape 35 de centimetri, cusătura la acest nivel. Și în partea dreaptă un pacient operat pentru aceeași problemă la colon, dar prin metode laparoscopice, în care diferența este importantă,
atât din punct de vedere a restabilirii postoperatorii, cât și din punct de vedere al suferinței pacientului și inclusiv a riscurilor de a dezvolta complicații după intervenția chirurgicală. Deci nu e vorba doar de estetică, pentru că evident, mai ales pentru o doamnă, contează foarte mult, ai o tăietură ca și în stânga, care e oarecum deranjantă, adică vizibilă, foarte vizibilă, sau una ca cea din dreapta. Deci în afară de aceste avantaje care țin de aspect, iată, sunt și avantaje asupra complicațiilor ulterioare. Așa este. Și complicațiile după chirurgia clasică, adică chirurgia deschisă, așa cum cunoscută, este în principal eventrația, adică hernia determinată de o tăietură mare la nivelul burții. Destul de dificil de tratat dacă pacientul o are, de cele mai multe ori, așa cum am menționat în altă emisiune, necesită materiale străine de pus, plase și alte lucruri, deci o nouă suferință de a pacientului. De aceea înclin să cred că alegerea laparoscopiei în afecțiunile care permit acest lucru este de prima intenție. Da, să mai vedem imagini care asta e, să înțeleg aparatura. Aparatura care e necesară pentru a putea realiza laparoscopia. Este vorba despre turnul de laparoscopie, care este imaginea din partea stângă, în care ai monitorul, ai posibilitatea de a crea o cameră de lucru. Propriu zis, se introduce la nivelul burții dioxid de carbon, un gaz acceptabil care destinde burta și poți să ai o cameră de lucru, o cameră în care se introduc instrumentele, poți să vizualizezi prin mărire organele din interiorul burții și poți să acționezi asupra lor din exterior cu niște instrumente speciale, care o să le vedem în următoarea imagine. Instrumentele speciale sunt în partea dreaptă. Este o masă din sala de operație în care se observă foarfeci, pense, toate având o lungime de aproximativ între 35 și 45 de centimetri și care pot fi manevrate cu ușurință din exterior. În partea stângă se observă de fapt o intervenție chirurgicală laparoscopică în plină desfășurare, în care pe monitor chirurgul vede cu o acuratețe importantă. Este important și pentru chirurg că vede exact unde lucrează, despre ce este vorba și ce trebuie să... Da, e obligatoriu. Dar încă o dată subliniez că un chirurg trebuie să fie antrenat pentru laparoscopie. Deci e important să ai aparatura de laparoscopie, dar trebuie să ai antrenamentul necesar pentru desfășurarea operațiilor laparoscopice. Am înțeles. Deci, iată, stimați telespectatori, că nu e chiar atât de simplu, dar am înțeles că tu ești specialist și în acest tip de operații, deci ai... Am deja... stagi efectuate în străinătate, în Statele Unite, Israel, care îmi permit să afirm o anumită experiență în chirurgia laparoscopică.